Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. Am emisiunea mea totul despre puterea dragostei și invitatele de astăzi sunt sigură că vor fi pe placul dumneavoastră. Toate sunt frumoase, pe toate le-ați văzut la puterea dragostei, pe toate le-ați îndrăgit, pe unele v-ați supărat, pe altele le-ați adorat, dar dacă ar fi să trag o linie și să vorbim despre finalul competiției lor, sunt sigură că le-ați dori acum în sezonul 3 la puterea dragostei. Invitatele mele de astăzi, o să încep într-o ordine aleatorie. Bia, pentru prima dată bună la ziua. Noi aici în platou. Da. Bună, Bia! Da. Diana? Bună, bine te-am găsit, bine te-am regăsit. Mă bucur că ai revenit aici la noi și Andreea Pirui. Bună, bună, dragii mei, bună, Cornelia, bine te-am regăsit, ești foarte frumoasă. Și voi sunteți foarte frumoase, mulțumesc de tot pentru prezența aici. Mi-am dorit foarte mult să revii, Andreea, să revii, Diana. Cu drag. Bia este pentru prima dată, dar să sperăm că e doar un început pentru ea și o să aibă curaj să vină mai de multe ori categoric. Aici. Categoric. Veni mereu aici pentru că este drag de tine, mie cel puțin. În primul rând. Te simpatizează, mi-a spus. Ne dă un vibe foarte bun de fiecare dată. Ești o femeie super. Mulțumesc mult și mi-ai promis că o să vii odată cu mama ta aici, iar eu când o să vin la Cluj, cu siguranță o să vă vizite. Mami, dacă te uiți, vezi invitația. Da? Invitația doamna, live, nu? Da. Doamna Pirui, dacă vă uitați la ora aceasta la emisiune, este o invitație personală. Vreau să veniți aici, vreau să vă cunosc, pentru că sunt sigură că sunteți o persoană deosebită. V-am văzut doar mesajele pe care le-ați trimis la emisiune, dar... eu vreau să vă cunosc și cu personal. Cu siguranță o să te înțelegi bine cu ea. După o să ieși la cafea, să împletiniți. Sunt sigură că așa se va întâmpla, pentru că te cunosc pe tine, repet, și întotdeauna te-am îndrăgit aici la noi. Te-am așteptat și la Zodi, te-am mai așteptat și la alte emisiuni. Am promis că vin și o să vin. Chiar vreau să vin. Vreau să aflu mai multe despre zodia mea. Da. Zodia ta, Leu. Leu. Wow, Leu. Leu sunt, da. Păi, reprezintă, o leoaică. O leoaică. La fel și Diana, a fost o prezență plăcută data trecută la noi în emisiune. Te așteptam și cu Ramona, dar uite, ai uite că m-a ajuns cu nașa mea. Cum se face? Tot nașa, tot cu nașa. Nașa și cu fina. Chiar așa Ramona singură a venit. Da, pentru că eu a trebuit să vin cu ea și a intervenit ceva și nu am putut ajunge. Dar am ajuns acum, pentru că ți-am și promis, am vorbit și cu tine data trecută și... Așa. Dar eu am auzit ceva. Nașa. Ne pregătești ceva, Diana? Vreo surpriză? E ceva dincolo de puterea dragostei? E ceva ce oamenii nu știu. Păi, sincer să fiu, am mai fost încă un anunț la știri, am fost la un salon și la fel am dezvăluit acolo. Da, o să mă căsătoresc, am nunta în iunie. Ea o să fie lângă mine, bineînțeles. Dar nu știu ce facem cu naș. Eu aflu în premieră. În premieră, da, vezi? Șoc, păi, nu e adevărat. Stai puțin, îți trebuie glumești. Roche. Glumești? Glumesc, păi, încă nu. Glumești, încă n-a stabilit data încă anunțe. Nu am stabilit data anunțe. Dar ai dar, cu siguranță un bărbat în viața mea. Ta, da? Da, este un bărbat în viața mea, există un bărbat în viața mea. Acum sper ca totul să fie să bine. Să-l cunosc și eu nu l-am. Ea încă nu l-a cunoscut, doar pe cameră. O să-l cunosc azi. Mâine. Mâine. Mâine? Mâine o să-l cunoască. Mâine o să-l cunoască, dar până o să-l cunoască mâine o să spui tu mai multe lucruri despre el astăzi la noi în emisiune. Cu siguranță. Bine, uite, am să te provoc să spui cum îl cheamă, cum v-ați cunoscut, din ce mediu provine, tot. Trebuie să spui totul. Da, păi, totul despre dragoste aici. Păi este din București, este un băiat normal, nu are treabă cu televiziunea, are 24 de ani. Este un bărbat foarte frumos, are ochi albaștri, ceea ce mi-am dorit ochi eu. Ochi albaștri sau verzi? Nu, are ochi albaștri. Așa. Și este și... E îndrăgostită. Cred că m-am îndrăgostit. Nu pot să-i dau numele. O inițială. O inițială. Păi M, nu știu. B. S-a îndrăgostit de B, se va și căsători cu el pentru că are deja nașă. Râu, că B era din nume. Cum v-ați cunoscut? L-am cunoscut pe internet, pe Instagram. Uite, se mai poate să existe dragoste și de pe internet. Exact, da.
acum chiar cred în dragostea pe internet. Da, ne-am cunoscut pe Instagram. Și te-a cucerit așa? Și sunt fericită. Ești fericită? Chiar mă bucur foarte fericită tare, sunt. Pentru că data trecută când ai venit aici, nu erai fericită. Nu eram fericită, tristă. Da. Că să sperăm nu că... Nu să fie decepționată. Exact. Mi-a și zis pe mașină. Am zis, sper să nu fiu dezamăgită. Iar o să sufăr, că ce zodie? Eu sunt berbec. Tu ești berbec? Eu sunt berbec, da. Înseamnă că trebuie să fie ziua ta acum? A trecut ziua mea. Tocmai de asta spuneam când am venit aici. Pe 23 martie a fost 23 ziua mea. 23 martie, mă, la mulți ani. Da, de fapt, așa este. A fost ziua ta pentru că am pus un story. Da. Și a venit Ramona da, și ți-a făcut o surpriză din Germania. Da. Am și video, am filmat la ziua mea. Au fost și lăutari. Ne-am distrat. În limitele astea, impuse de coronavirus. Exact, în limite. Nu am fost... 7 persoane am fost. Doar atât. Bun. Hai, bă... Voie 10, așa că... Voie 10, voie 10. Da. Nu știu, 7 am fost. Oricum a fost frumos, da? Foarte frumos, da. Deci tu ești berbec și el? Nu știu ce zodie este el. Chiar nu știu. Asta că o să vedem... Este gemeni. Este gemeni, foarte frumos. Foarte este gemeni. Întotdeauna eu am spus că bărbații gemeni sunt cei mai interesanți. Apropo de emisiunea noastră dedicată zodiilor, mâine de la ora 17:30 vreau să fiți alături de mine și de Bianca Comănici. Astrologul nostru Ana Maria Ticea îi va spune totul invitatei Andreea Antonescu și vreau să fiți și dumneavoastră aici pentru că știți că este o emisiune interactivă și o să vă răspundem la foarte multe întrebări, dar revin la Diana și la faptul că nașa ei va fi Andreea Pirui. Dacă e nașa, nașa trebuie să aibă și un naș, pentru că nu se da, poate. Bineînțeles. Nu există nuntă fără ambele persoane. Ai și tu pe cineva, Andreea, așa m-am auzit eu. De la cine ai auzit? Nu știu, așa se... Ți-aș obțit o păstărică. Mi-aș obțit. Eu mi-am zis nimic, să știi. Nici chiar absolut nimic. Că vorbim, da. De vorbit vorbesc. Acum, da. Cu altă. În sfârșit, da. Vorbești relație, cu altcineva? Relație, nu. Nu am. Vorbesc și eu, sunt liberă, nu? Dar e ceva mai serios decât alte discuții cu alți bărbați? Deocamdată nu. Adică tu vrei să zici că eu să rămân fără naș? Nu, da, nu mai e. Dar trebuie să ne povestești mai mult despre bărbatul cu care vorbești pe... Mi se pare ceva corect și eu am povestit. Internet. Da, puțin, vorbesc așa. Cineva, vorbesc. Adică, de fapt, am vorbit, acum nu mai vorbesc. N-ai mai vorbit acum, la ora asta, Andreea? Nu, chiar nu mai vorbim. De când? De două zile. De două zile v-ați certat, v-ați supărat? Nu știu dacă fă neapărat o ceartă, dar da. De nu mai vorbesc. Nu a fost nimic serios, nu am o relație, nu nimic, exclus. Pur și simplu vorbesc, cum și Marius, am văzut că a fost aici și vorbește și el cu femei. Da, a zis adică că vorbește normal, cu... și eu vorbesc. Așa a zis Marius? Nu vorbesc cu mai mulți, vorbesc doar cu unul. Vorbești doar cu unul. Mi se pare normal să vorbesc doar cu unul. Și Marius a zis că vorbește cu fată sau cu femei? Nu, Marius a zis că nu are o relație în dar vorbește cu altcineva, oricare dar al bărbat. Că legătura cu Andreea s-a terminat definitiv din punctul lui de vedere și acum își reia viața probabil încercând să găsească femeia potrivită. Și eu îi țin pumnii, îi doresc succes. Chiar e un băiat super din orice punct de vedere. Chiar voiam să vii aici în studio, să te întreb și pe tine de ce s-a terminat definitiv și de unde a pornit tot. Da, mă, crezi că nu știu când adică, s-a terminat definitiv, cred că de mult. Doar că noi mai vorbeam, mai lungeam, am mai vorbit de dragul, că era drag unul de celălalt, dar relația nu mai funcționa. Și nu înțeleg de ce, pentru că... Adică înțeleg de ce. El e un băiat foarte ok. Da, este. Foarte, foarte ok. Un bărbat spiritual, te-a iubit educat. Foarte mult. Da. Ne-am foarte iubit. Educat. Dar s-a rupt ceva, nu știu. S-a rupt și ne-am îndepărtat. Eu am plecat la mine acasă, el a rămas aici și știi cum e. Ochii care nu se văd, se uită. Bine, că nu a trecut atât de mult timp. O săptămână, două, ne certam, iar plecam și tot așa. Cât eu acum l-am văzut
De când l-ai pus? Jumătate, o lună și jumătate. De două nu l-am văzut. De două luni. Nu l-am mai văzut. Ultima oară a zis gata, mai bine nu ne mai vedem, pentru că de fiecare dată ne întoarcem unul la celălalt și poate niciunul dintre noi nu este puterea dragostei există acolo, când vă revedeți. Dar puterea dragostei. Stai să vă mai spun ceva, eu cu Marius vorbesc. Uite, chiar și astăzi am vorbit și ieri. Vorbim prietenește. A rămas prieteni. Dacă... Pentru că e un bărbat foarte matur și eu la fel. Și adică putem să rămânem amici, prieteni. Dar nu este greu să rămâi prietenă cu fostul iubit? Da, e mult spus, prieteni. Dar mai vorbim din când în când. Te mai întrebăm ce faci, cum ești și dacă el o să aibă o relație sau eu. Ne-am înțeles să ne spunem unul celuilalt. Adică să nu se vadă de la televizor sau internet sau să nu vină Marius la mine în emisiune cu noua iubită sau tu cu noua iubită și să fie o mare surpriză, pentru că știu că Marius de fiecare dată este aici prezent alături de noi. Adică eu o să-i spun lui și el o să-mi spună mie. Dar o să fie greu. Următorului sau următoarei o să fie dificil. O să știe că există acolo niște sentimente, atât din partea ta, cât și din partea lui. Nu știu ce sentimente mai sunt între noi. Cred că respect a rămas. Da, sentimente de prietenie, de respect, țin la el ca și om, dar nu cred că ne mai dorim niciunul o relație. Da, e adevărat că dacă ai început să vorbești cu un alt băiat, înseamnă că ai realizat că este, legătura ta este în trecut. Doar. Da. Aia, lasă, cine știe. No, eu nu spun nimic. Dar niciodată nu sunt dezamăgită. Să știi, Diana, eu în cazul lor n-am să spun niciodată că legătura s-a sfârșit, pentru că i-am mai văzut aici. Asta nici eu, că eu știu din emisiune cum erau. Dar eu știu. Nici eu am stat nu mereu lângă ei și eu știu. Așa spuneau, nu? Gata, s-a terminat. Acum nu mai o să ne vedem niciodată. Bine, acolo gata, era pentru ultima. Noi ne-am oară. Despărțit de 6 luni din octombrie. Wow. Am mai încercat noi să vorbim, să ne împăcăm. Nu zic că nu, și tu știi că eu sunt o persoană sinceră care spun. Bine, oricum au suferit, ai suferit și tu și el. Foarte mult, eu știu. Cred că mai mult am suferit în emisiune. Cam în da. Și afară, da. Și afară, și afară, puțin, început, o perioadă. Da. După, nu. Da, fiecare pe drumul lui. Dar dacă, Doamne ferește, mâine are o problemă, îl ajut cu cel mai mare drag. E foarte important. Și el știe chestia asta și... Și eu la rândul meu știu că și el, dacă aș avea o problemă, și el m-ar ajuta. Ar veni să fie alături. Mi-ar de sări în ajutor, da. Bia, tu e singura? Sau ai și tu pe cineva? Că uite, Diana este îndrăgostită. Andreea mai vorbește cu cineva. Vorbește, nu mai vorbește de 2 zile. Dar tu? Eu am vorbit cu cineva recent. Doar că acum nu mai vorbesc. Nu prea s-a legat mare lucru. Este o persoană din București. Andreea știe. Eu le știu pe toate. Exact. Mama, omite. Este o persoană cunoscută de cei de acasă? Nu face parte din lumea asta. Nu este cunoscut. Este un băiat simplu. Nu, n-am mai vorbit cu el. Doamne, ce se întâmplă, Cornelia? Dar tu ce ai zis, parcă zici că parcă simți. Parcă e curățenia de primăvară aici. Vreau să vă spun că Andreea mi-a spus de la început. Că nu se potrivește? Nu, cred că o să țină relația. Că nu o să țină, da. Dar de ce, Andreea? Cum ai prevăzut tu? Nu l-am văzut niciodată pe băiat. Doar am vorbit cu el la telefon atât. Și? L-am vorbit la telefon. Nu l-ai văzut, dar l-am văzut foarte sigur. Era prea sigur de relație. Nu era foarte sigur de relație. Ah, mă înțeles. Și na, eu fiind mai matur un pic, să nu zic mai... L-a citit imediat. Da. Și am dat câteva sfaturi. Mă gândesc că o ținu cont. Ține cont, că eu nu vreau rău. Normal. Ai ținut cont de sfaturile Andrei sau ai vrut dar să întotdeauna... te dai cu capul de prag și până la urmă? Nu. Întotdeauna am ținut cont de sfaturile ei, pentru că am ce să învăț de la ea. Ea știe foarte bine părerea mea despre ea. Este singura persoană din Casa Puterea Dragostei care mi-a fost cea mai apropiată și a fost lângă mine la greu. Și mă bucur să o am ca prietenă și că ne-am cunoscut. Ce frumos! Da. Erai o persoană foarte frumoasă în Casa Puterea Dragostei. Ai plâns și tu acolo. Am plâns enorm. Ai dat atâtea lacrimi.
Regreți acele certuri pe care le-ai avut la vremea respectivă în competiție? Dacă ar fi să te mai întorci în casă și să fii în aceeași conjunctură, te-ai comporta altfel? Nu știu ce să zic, deoarece tot ce s-a întâmplat în acea emisiune pe mine m-a schimbat complet. Am devenit un om mai bun, sunt mândră de mine. În momentul de față am cu totul și cu totul altă gândire. Înainte eram mai naivă, mai imatură, dădeam curs certuri, mai imatură, dădeam curs certurilor foarte ușor, puneam totul la suflet, dar Andreea m-a cunoscut la început cum eram și... Toată lumea a văzut-o la început, exact. Era foarte diferită. Exact, eu m-am schimbat radical. Cornelia, ți-am spus, cine ajunge acolo se schimbă. Da. Crede-mă, ți-s corect. Conjunctura și oamenii, tot situația. Toată situația te face să te schimbi. Adică să devii mai dur. În primul rând, scoți partea negativă a ta. Exact. În primul rând, eu sunt genul de persoană care manifest, să spun așa, un fel de fenomen oglindă. Adică dacă îmi dai bine, îți ofer bine. Cel puțin am fost înainte. Dacă îmi ofer rău, îți ofer rău. Nu știu, eu acolo mă încadrez, nu știu cum sunt restul. După aceea mi-am dat seama că nu este ok așa și dacă cineva îți dă o palmă, este bine să întorci celălalt obraz și să oferi bunătate tot timpul. Asta mai greu. Da, adevărat că e... Asta e foarte greu. E deși foarte greu. E un sfat bun, adică da. Ar trebui da? să facem și noi, să ținem cont, dar nu, da, mai greu. Ea chiar a făcut lucrul ăsta, a fost în casă. A plâns, a avut conflicte, a existat Bogdan Mocanu acolo, a ieșit din casă, a avut conflicte cu Andra, a întors și celălalt obraz și cu Andra. Adică sunt multe lucruri pe care le-a pus în practică, dacă stau să mă gândesc. Ai alege un alt bărbat în afară de Bogdan, dacă te-ai întoarce în casă și ai fi în aceeași, cu aceeași să fii de la început, Să fiți de la început sezonul 2 de Puterea Dragostei. Să aleg. Dar nu știu dacă am ales vreodată. Că nu știu el a ales-o pe ea. El a ales-o, dar și i-a plăcut de Bogdan. Dacă l-ai schimbat sau l-ai luat, da, nu știu, nu prea aș vrea să intru în subiect de el. Este un băiat ok, dar nu vreau să vorbesc despre el. Bineînțeles că i-a plăcut de el. Dar mai erau și alți bărbați în casă. Ar fi ales pe altcineva? Cine mai era în casă? Cine ți-ar mai fi atras atenția vreun pic? După fața care are, cred că nimeni. Nu știu. Nu știu, așa a fost conjunctura atunci, așa a fost situația. Nu știu ce să zic. Așa, da, așa s-au stat lucrurile, dar mai venit, mi-aduc aminte că și Andy spunea la vremea respectivă că ați avut o legătură, Andy, din sezonul 1 și sezonul 2 puțin. Tu l-ai prins pe Andy? Da, pe Andy îl văzusem o singură dată înainte de emisiune, iar în casă nu l-am prins niciodată. Nu, ea nu era în casă. Nu eram. El a spus, am vorbit puțin cu el. S-a vorbit despre o legătură între voi doi. Da, am fi vrut să ne cunoaștem, dar nu... Da, am fi vrut să ne cunoaștem, probabil că... Nu știu, a rămas așa o legătură, că ne văzusem o singură dată, apoi eu am mers la emisiune și... M-a văzut acolo și după aceea mi-a scris, dar nu știu, nu cred că ar fi fost cu adevărat genul meu. Da, care este genul tău de bărbat? Vorbesc la momentul respectiv, abordam altfel situația și îmi plăcea alt gen de bărbat, adică, nu știu, un bărbat care să mă domine mai mult, care să mă stăpânească mai mult, pentru că eu sunt o fire... Cel puțin eram o fire vulcanică, acum sunt mult mai calmă, îmi doresc un băiat care să mă iubească, să mă respecte, să-mi ofere bunătate și pentru mine contează mai mult să știți interiorul decât exteriorul în momentul de față, adică să fie frumos, să aibă trăsături frumoase, dar mă axez mai mult pe baza lui interioară. Și eu la fel. Da? Mai, nu, dar emisiunea asta te schimbă până la urmă. Poate pleci cu o tipologie masculină în cap, îți plac poate bărbații mai șmecheriți, dar când dai de o grămadă de probleme, începi să vezi omul așa cu alți ochi. Exact. Ce vezi la televizor, total diferit dacă intri în casă și vezi în casă. Da. Foarte diferită situația. Persoane. Foarte diferită situația. Deși lumea se uită la televizor și îi vede exact cum îi se... Parcă tot nu-i vede cum
vestul din interiorul casei. Așa mi s-a întâmplat și mie. Iubitul meu mi-a zis, a zis că nu. Înainte tu când erai la televizor și eu te urmăream, nu. Nu te suportam. Mi-a zis că nu te suportam, pur și simplu. Și eu ți-am spus, Diana, mi s-a părut că ești o persoană total diferită, total diferită dincolo de micul ecran. Tu te-ai dus în casă, văzând persoanele, cunoscându-le prin intermediul televizorului. Exact. Când ai ajuns acolo, ți s-au părut diferite? Da. Ți s-a părut că ai intrat în junglă? Nu, nu, este mult spus. Mult spus, dar că am intrat în junglă. Da, nu păream știu. Cumva și când da, exact, exact. Sincer să fiu. Alte persoane. Bine, eu pe ea o vedeam foarte fițoasă, foarte, nu știu, și rea o vedeam, chiar o vedeam rea. Nu te uita la Andreea, uite-te la mine. Nu am sincer, dar i-am mai zis. Deci chiar o vedeam rea și la fel și mie. După ce am ieșit din emisiune, toată lumea îmi zicea că, eu, că mă vedea rea, că eram o persoană foarte vulcanică. Dar știi ce e? Nu că e ciudat. Eu am rămas cu majoritatea prietenilor. Da. În afară de Roxana și Oprică, eu nici cu toate vorbesc. Și eu la fel, nici eu nu vorbesc nici cu Roxana. Eu cu toate vorbesc, în afară de ele două. Deși m-am întâlnit anul trecut în vară, la mare cu Roxana, după cearta pe care am avut-o în casă, m-am întâlnit, ne-am salutat, am vorbit. Asta e că eram toate trei, când ne-am întâlnit, ne-am întâlnit pe plajă. Dar așa, vrea cum o fac cu lumea și gura livă, vulcanică, eu am rămas cu toate prietenii. Foarte și... frumos. Deci... De ce n-ai mai rămas și cu Oprică, prietenă? Păi, de ce n-ai întors și celălalt obraz și la Oprică? Prima dată i-am întors. I-ai întors. A doua oară, cred că iară am făcut la fel. A treia oară am răbufnit. N-am mai putut. Bine, de fiecare dată am răbufnit, dar atunci am explodat. Nu, dar dacă aș vedea-o, nu... Sunt sigură că ai salutat-o și te înțelege foarte bine. Nu, și atunci în emisiune, când ne certam după câteva zile... Nu. Cred că dacă stăm să analizăm pe toate din casă, nu cred că nimeni nimeni nu e atât de rău. Pur și simplu situația te face. De acolo, timp schimbă stinge, foarte mult. Dar un om foarte, foarte rău, bă, ăla e foarte rău, nu. Nu cred că a fost în casă. Situația. Bine, noi și după ce ne certam, imediat, la trei zile, vorbeam bine. Nu poți să ții ură, nu știu. Deci nu puteam să ținem ură, acolo nu. Era... Dar când intrai, când intrai înapoi în casă, din nou în casă te transformai. Da, exact. Bă, zici că era acolo și da. Uite, și cum e sezonul, scuze că te întrerup, cum e și în sezonul 3? Sezonul 3 o să fie mult mai liniștit, o să fie mult mai diferit. Eu, părerile oamenilor pe care le-am auzit, oameni ferește, e mult mai rău, adică se ceartă mult mai tare, mult mai rău. Se ceartă mult mai rău. Păi mult mai tare pe voi, vor să întreagă profesorii, știi cum, știi cum se spune. Apropo de sezonul 3, am avut niște invitați aici care spuneau că au avut niște discuții cu tine la telefon. Ce ai făcut, Andreea? Ia, ce discuții. Da. Nikos, nu? Nikos, da, unul dintre... Da, ce discuție. Înainte să vină, să intre el în casa Puterea Dragostei, să fie... Într-adevăr, am mai vorbit pe Instagram, dar prietenește. Eu nu am absolut nimic cu el. Nu l-am văzut nici măcar o dată în viața mea. Nici măcar un minut. Nu ne-am văzut. Nu. Nu, el e un băiat ok. Da, e copil. E copil, e un copil. Deci, da, dar el voia să aibă o relație cu tine? Nu cred, da. Nu. Dar ce ți-a scris? Că trebuie să-ți scrie ceva, spune mare așa, deci nu motam. Prietenește, mai în glumă, mai pe gagicăreală. Da, dar nu, n-am trecut niciodată măsura. Nu. E un băiat, nu știu cum îl percepe lumea, cel puțin cum e, a fost un băiat foarte ok. A fost ok, dar... Da, a fost ok, dar nu m-aș vedea într-o relație cu el, pentru că e mult mai mic de ani și... Nu cred că... Dar cu cineva din casă în sezonul ăsta 3 te-ai vedea? Nu. Adică există un bărbat matur care să-ți placă? Sincer, nu mă uit. Nu mă uit foarte, foarte puțin, câteva faze. M-am enervat foarte tare când a ieșit Mădălina afară. I-am și scris că am văzut că a ieșit din cauza Alexandrei. Da, bine, cred că e prea mult spus din cauza ei, dar o forțat și ea un pic. Și așa se gândește că i-am scris. La nimeni n-am spus până acum, i-a scris Alexandrei. Deci n-am mai putut. Ce i-ai scris? I-ai scris Alexandrei? Ce i-ai scris? Deci n-am mai putut. I-am scris tot ce am simțit. Ce? Și ea ce a zis? Păi,
Ce? Ce ai simțit? Păi premiera află lumea că i-a scris că nu. Uite, dacă... în premiera aflăm că lumea de la cei care ne privesc aici la Wabuz, că Andreea i-a scris Alexandrei și nu numai că i-a scris, și... i-a scris tot ce a simțit, dar ce? Da, asta a fost acum o lună ceva, atunci când a ieșit Mădălina, dar nu voia să fac public ca să nu creadă că știi, a, vrei cauți, să te bagi în seamă, da, cauți, exact. Atenție, da, nu da. Caut absolut nimic și mai ales cu ea, nu, nici vorbă. I-am spus așa, oricum mai am mesajele. Păi dacă eram eu în casă, Doamne ferești, dar nu îndrăzneai să faci în viața ta așa ceva. Nu cred că asta ai zis. I-am spus. N-ai cum, ai avut, nu știu, oamenii perfecți care să-i joci cum vrei tu și să faci ce vrei tu din ei. Nu există să faci tu și să sari la toată lumea. Tu vrei să mă copiezi pe mine, nu ți iese. Eu nu am uitat la emisiune. Eu nu aveam o asemenea răutate. Da, eu mă enervam dacă greșea cineva, dacă simțeam că mă minte, nu suportam. Dar așa să fie ea în centrul atenției și ce facea, mi se pare mult, mult prea exagerat. Și te-a scris înapoi? Da, nu mi-a vorbit urât. Da. Nu, mi-a răspuns foarte ok. M-a enervat foarte tare, cred că. I-a spus pur și simplu că nu e ok ce face, să nu mă mai copieze, să-și vadă de treaba ei și... Și a zis, eu nu te copiez. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Eu nu te copiez, dar nici n-ai cum, a zis către ea. Da. Nici n-ai cum să mă... Numai, eu mă gândesc, mă enervez, nici n-ai cum să mă copiez, mi-a spus. Clar, nu. Copia n-are valoare. Exact și e de același nivel. E, acum fiecare este unic în felul lui, ea e ea, tu ești tu. Da, dar ea... Și am, își pune amprenta pe sezonul ăsta al trei de știi puterea dragostei. Ei au văzut la noi că i-a certat și ei au mers cu lecția învățată oarecum. Exact. Noi și asta nu e bine. Nu au mers transparenți, nu au mers ei să fie ei. Adică, nu știu, dar au... Ei deja ceva, știu adică acum cum se fac materialele, scuze că te întrerup. Adică noi când am ajuns... Eu habar n-am și eu la fel. Eu n-am știut ce să alea da. Materiale. Și eu la fel, după mult timp am prins și mi-am dat seama. Acum ei deja își trag omul lângă ei și da. Încep să vorbesc și încep să facă materiale. Numai despre asta vorbesc. Logic. Eu nu condamn pe nimeni, nu judec normal, pe nimeni, nu. Fiecare face ce vrea. Mie, așa, sincer, dar... îmi place ideea că e certăreață și pune lucrurile la punct acolo. Însă tu... ești și o să fii la alt nivel nu, și n-ai cum să compari situația, dar oricum. Dacă ar fi corectă, aplauzele mele, o felicit. Dar nu mi se pare că îi corectă din anumite puncte de vedere. Probabil nici nu sunt acolo și îmi dau cu părerea și așa văd eu situația. Dar exagerează foarte mult și eu cred că face câteva chestii fake. Da, am observat că ea este foarte stăpână pe ea ca persoană și are până o apare unul mai stăpân. Are, da, dar ea are o încredere, o încredere care este foarte importantă probabil într-o asemenea competiție și atunci se comportă știi, într-un anumit fel. Știi cât de mult contează ce persoane ai lângă tine? Dacă sunt foarte slabe pe lângă mine... Eu fac ce vreau cu ele. Așa făceai și tu, Andrei? Astăzi, că eu nu am făcut, eu mereu... Astăzi. Nu, dacă unul era mai slab și sărea altul pe el, eu luam apărarea. Asta nu înseamnă că... adică Alexandra este invers, luat... spui... Da. Cumva. Adică are același ton, cumva, ca al tău. Dar dacă vede persoane foarte slabe... Dar atitudinea este asta diferită. Asta e părerea mea și nici nu mă interesează dacă se supără sau nu. Oricum i-am scris. Părerea oricum i-ai scris, i-ai spus tot ce aveai pe suflet. Eu ce am de spus, eu spun în față. Deci, așa să te gândești, când o pleca Mădălina... Dar tu așa am văzut emisiunea, nu mai nu știu emisiunea? Cum am văzut, nu mă uit. Ok, am înțeles. Și nu mint, că, Doamne ferește, da. Dacă m-aș uita, spun care e problema, că am fost acolo în casă, nu am timp și nu mă prea uit. Când a ieșit Mădălina și am văzut ce-a făcut, credeți-mă că am plâns. Eu nu știu, chiar nu știu, dar o să caut, când ajung acasă o să caut să mă uit. Am văzut ce-a făcut, deci am plâns, de nervi am scris, de ciudă. Mm-hmm. Stai un pic, n-ai cum să faci așa. L-a zis că... O să așa, Alexandra, păi tu ai fost în casă, știi că situația nu-i chiar așa, că de acasă se vede diferit, ok, de acord cu ea. Dar stai un pic, tu sar la toate, te-ai certat cu toate, tu ai sărit la toate. E, dacă înseamnă că așa este firea ei, păi sau... să-ți controlezi un pic, nu? Da, dar apropo de lucrurile acestea, am înțeles că Mădălina vrea să se întoarcă și ea în casă, și Mădălina, și George... Cred că... L-am avut invitat aici pe Alexandru, da? Moroșanu și păi, la fel și el voia să revină în competiție. Se poate cuplu să se reîntoarcă?
nu mai știu, nu știu. Eu cred, eu nu știu de fapt, trebuie, dar dacă vota. Vor să votați, dacă da, vreți în casă. Se face petiție, normal, nu? Că dacă nu știu, ți-ai găsit jumătatea în casă, e bine să, și ai decis să părăsești competiția, nu mai are niciun rost să te mai întorci. Că nu cred că doar dacă s-au certat. Exact. Dar dacă s-ar fi despărțit, da, dar nu, așa. Nu s-au despărțit, dar asta zic că nu. Și Andra cu Mocanu a plecat din casă și mai mult, Mari cu Robert, dar nu s-au mai întors pentru că și-au găsit jumătatea, vorba ta. E adevărat, uite, Mari cu Robert, care chiar au o relație de lungă durată, o să aibă și, bine, nu știu că se pregăteau pentru nuntă, pentru căsătorie. Da. Bravo, Andra lor, cu Mocanu n-a putut să reziste acea relație, a ajuns tot la Bia, că toate de drumurile Ricardo, după partea asta la altă. Eu cu Marius au fost multe despărțiri, și cuplul la care s-au despărțit. S-au despărțit, uite, Bia ai fost și... în centrul unui mega scandal atunci când Andra s-a despărțit da, prima dată. Da, sincer, nici nu mai mi-aduc foarte bine aminte cum a fost, dar cred că așa a fost situația, așa a fost să fie, nu știu. Oricum nu cred că erau împreună atunci, dar... Dar pe tine te-a păcălit Bogdan sau ce s-a întâmplat? Nu, Doamne ferește, nu are cum să mă păcălească nimeni pe mine. Dar în mediul online s-au vehiculat foarte multe chestii care nu au fost adevărate și... Ce nu a fost adevărat? Că uite, ai posibilitatea să spui tu acum, Bia. Nu a fost adevărat că v-ați întâlnit la un motel sau ce a fost acela dincolo de București? Era și Jador? Dar și Jador la un moment dat a făcut un vlog și a dezbătut subiectul și a explicat oamenilor cum s-a întâmplat. El trebuia să-mi dea mie o sumă de bani de la un clip, m-am întâlnit cu el, nu știu ce a pățit cu mașina, cu poliția, n-am înțeles care a fost situația, l-a chemat pe Bogdan să vină după el și apoi am plecat de acolo. De fapt, ei au plecat, eu am rămas și am plecat următoarea zi. Dar nu s-a întâmplat nimic, adică nu... Și ai spus din bomba, că ai avea o relație... Vă dați seama că multe era, știri era sunt și fake. Era normal undeva să se întâmple lucruri la știri da. Și să se vorbească bine, știți, despre... Bine, vorbea el. Din țânțar să face armăsar. Exact. Asta, da. Bine, dacă ești la locul nepotrivit, ceva acolo... Da, și cred că și-o asumat, nu? Ai spus, ai asumat ce s-a întâmplat. Da. Multe și Bogdan și minciuni. A povestit da. La vremea da. Respectivă unele lucruri. Și cel mai important, cred eu, e că... Ia cu Andra, eu când s-au împăcat, s-au împăcat. Da, s-au împăcat. Cum de-ați reușit să vă împăcați voi cred doi? Dacă nu s-a întâmplat nimic, normal că ne-am împăcat acum, da. Serios. Da, bine, nu au fost niște reacții și-au pe clarificat. Internet sau... Mai mult reacțiile da. Ei răutăcioase la da. Adresa mea. Ea n-a reacționat la vremea respectivă. Da, dar pe undeva o înțeleg, pentru că probabil, nu știu, iubea foarte mult și din cauza asta a reacționat așa. Dar totuși are un suflet foarte bun și știu că tot ce a spus despre mine nu a spus cu răutate și la momentul la gelozie, respectiv a spus la nervi și la gelozie, dar asta nu înseamnă că a fost adevărat ce a spus ea despre mine. Și, pe dovadă, suntem prietene, ieșim. Da, e o fată foarte frumoasă, foarte sinceră. Bate mult din gură, știi, vorba da. Aia sufletistă. Da, știu da, că așa e, că atunci când ești îndrăgostit, reacționezi cu totul diferit și poate nu mai vezi lucrurile situația așa cum clară, trebuie sigur, să fie. Sigur, dacă ești îndrăgostit. Da, sincer, eu țin foarte mult la ea și ea știe chestia asta. Trebuia să fie și aici alături. Da. Dar, e, poate se uită. Auzi, Andra, poate te uiți. Ea mai mereu se uită. Știu că se uită aici, dar nu eu aștept să vină și ea în studio, că n-am mai povestit de mult ce se mai întâmplă prin viața ei. Și eu mă bucur că voi două v-ați împăcat. Știu că am avut aici o discuție la vremea respectivă când era foarte supărată pe tine, Bia, și și-a vărsat oful. Dar spunea că dacă v-ați întâlnit față în față, ea cu siguranță va reacționa altfel. Ceea ce s-a și întâmplat câteva luni mai târziu. Da. Uite, să vezi, dintr-un mare scandal, poate să iasă o prietenie frumoasă, nu-i așa, Diana? Da, cu siguranță. Cred că cam toată lumea s-a împăcat de acolo. Care cu... Toată lumea s-a împăcat? Tu te-ai împăcat, când? Diana, cu toată lumea? Cu care te-ai certat? Te-ai împăcat cu ela? Niciodată. Cu ela, dați. Cu ela am vorbit da, după ce am plecat de acolo, când am plecat, eram pe autocar, cu ce am venit acasă cu autocarul, nu? Am vorbit, după nu am mai ținut cont. Da, nu
nu știu, pe ăla nu poți să ții bură. Chiar pe ăla chiar nu poți să ții supărare. Nu vorbim, nu suntem prieteni, adică doar dacă ne întâlnim, ne salutăm, bineînțeles, Doamne ferește. La tine e de deci, sezonul 2, dacă stai să te gândești puțin, acea ce a fost la mine. Ceartă între tine și Eva, e greu de uitat. La un moment dat a intervenit și Andreea, vai, deci am făcut amândouă. Nu. Certuri mari. Foarte mari. Important, dar uite că după competiție lucrurile stau diferit. Și diferit. Ești mult mai liniștit, te poți întâlni la un restaurant chiar cu persoana cu care nu te-ai înțeles absolut deloc. Uite, exact. Eu cu Bianca, cel mai bun exemplu. Da. Când m-am certat eu cu ea, de la început până la sfârșit. Bine, exista pauze. Pauze mai mari sau mai mici, nu mai știu, dar... Și eu la fel cu Bianca deloc, dar și când începea certa, Andreea. În casă am avut o felul de conflicte, pentru că mă ataca așa tot timpul și eu atacam înapoi, bineînțeles. Când aud atacat direct în dar, eu cu Andreea exact, nu m-am certat niciodată. Dar când am ieșit din casă și a ieșit și ea, ne-am întâlnit la un botez, ne-am comportat civilizat, ne-am salutat, am vorbit, am stat la aceeași masă chiar. Adică Nu, chiar nu. Răutățile le-am lăsat în casă și în afară ne-am simțit mult mai bine și oricum. Bianca, mi-a vorbit chiar foarte frumos despre tine, Bia. Păi, la fel ca și despre Andreea, mi-aduc aminte că prima dată Andreea s-a întâlnit cu Bianca după ce am avut noi două emisiune, eu cu Bianca aici în studio, și am plecat să mâncăm ceva și culmea, la telefon ați vorbit și v-ați revăzut ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat în casă. Bine, ne-am întâlnit înainte. De mine v-a zis ceva, Bianca? Rău nu. Rău nu. Dar nici bine. Da, da, nici bine. Nu. Da, eu am nu v-ați certat nu foarte tare. Nu ne-am certat. Nu. Dar să știi că și cearta mai mare... Tu ai fost răutăcioasă? Da. Și eu am fost. Cearta mai mare a avut-o cu Livian, Bia, de fapt, nu cu... Bia. Cauzată de Bianca, din cauza Bianca, știi? Dar cearta mai mare a avut-o cu Livian. Iau, dacă mai aduc câteva parte acolo. De viață este și el acolo băgat. Da, mă, e inevitabil te baci. Inevitabil te baci pentru partenerul tău. Dacă te baci pentru o prietenă acolo. Eu nu m-am certat pentru toate prietenele. Tu nu te-ai certat pentru tine. M-ai certat mai, pentru prietenele. Foarte mai puțin. Pentru foarte puțin m-am certat pentru mine. Pentru puțin. Mine, pentru Ligi, vai. Da. Și pentru Ligi, wow. Și pentru Bia, adică... Pentru mine, da. Eu pe Bia nu am prins. Prietenele și pentru Dea cu Oprică. Așa. Dar cum m-am certat cu tot? Dar nu pentru mine. Foarte pentru puțin. Tine. Da, așa și eu. Și mereu îmi zicea Marius, Andreea, nu te mai certa dacă tu nu te cerți pentru tine. Băga. Nu te mai băga, că m-am săturat. Nu te mai băga, că tu mergi nervoasă și te descarci pe mine. Dar cu Ligii mai vorbești? Da, să știi că... Deci nu ne-am mai văzut de anul trecut, de la mare. De la mare, da. Dar am mai vorbit cu ea. Da, mai vorbim. Ai trecut și peste faptul că n-a fost la ziua ta. Da, am vorbit, am lămurit de ce a fost ea supărată. De ce s-a supărat? Oare de ce? Nici nu mai îți amintești de ce s-a supărat. Știu că am vorbit o oră și ceva, două la telefon. Mi-a spus, o deranjat-o câteva chestii și s-a supărat. Nu, de la mare. Ele ieșiseră din competiție. La mare, în restaurant, ne-am certat noi puțin, știi? Ah, gata, da. Și s-a supărat. Săraca, eu am vorbit și eu cu ea. A zis că nu o să vină în București și o să mă sune, dar nu cred că am mai ajuns. Dar ce v-ați certat la restaurant? Da. Ce s-a mai întâmplat? Bine, contraziceri din astea, cum erau și prin emisiune. Enerva, da. Noi, după ce am plecat de la emisiune, încă am rămas așa setate puțin, nu știu, aveam puțin... De la emisiune noi ne-am dus la mare, adică după o săptămână, după terminarea emisiunii. Dar foarte mult apărare acolo în competiție și invers a fost. Da, și ea. Da, dar m-am și enervat pe în ultima vreme în emisiune. Ea nu prea era de acord cu Marius, asta... Nu, Marius nu era de acord cu ea. Și după... Ea se îndrăgostea de Cătălin, nu? Și eu nu că nu eram de acord, dacă era ok cu ea, nu mă interesa, dar am văzut că el joacă la mai multe capete și îi spuneam, vezi că nu-i de tine, vezi că... Ea încerca să-i zică și oarecum ea nu prea înțelegea. Bine, că m-ar certuri n-am avut de la Cătălin. Dar Cătălin era îndrăgostit de Ligia atunci, era, mă rog. Îl plăcea. Îi plăcea să se joace și în casă. Îl plăcea. Le plăcea. Așa e în casă, nu? Eu știu că Ligii l-a plăcut. Acum, na, Ligii, dacă și vezi el, asta... Și el, cred că. Adică, sigur, și el a plăcut-o. Dar că e, probabil, poate ea mai mult un pic.
E mai mult un pic, așa suntem noi femeile. Nouă ne place neapărat. Mai mult. Nu neapărat. A zis că nu o supun la teste pe de... Păi cum a fost la ea? Cum a fost la ea la început? Gabi... Doamne, cât o încerca să o cucerească, să fie cu ea, și după... După ce a cucerit-o... S-a întors situația. Da, s-a ținut foarte mult după mine. Ții minte că și Andreea îmi zicea, te rog, măcar băi, stai și ascultă. M-am uitat la un episod în care eram noi... Ce-ai plâns, ce plâns. Da, vai, nu mai vreau să-mi aduc aminte. Da. A trecut, nu? A trecut, cu totul a trecut. Să sperăm că băiatul ăsta nu o să dezamăgească. Sper din tot sufletul să nu mă dezamăgească acum, nu știu ce va fi. Băiatul ăsta s-a ținut mult după tine sau... Ca să vedem cum stau lucrurile. Sincer să fiu, l-am cunoscut pe internet, hai să vă zic adevărul, până la urmă a fost antrenorul meu, este antrenorul meu de sală. Așa, păi, trece emisiunea și nu mai spune adevărul, Dayan. Bun, l-ai cunoscut pe internet, te-ai invitat să faci sală, da? Am vorbit, da, să ne întâlnim. La sală, m-am apucat de sală, bineînțeles. Te-ai apucat pentru a... Bine, nu, chiar îmi doream continua discuția de pe internet. Și rezultatele. Nici eu nu cunosc foarte bine povestea. Tu așa. L-ai cunoscut pe internet și apoi... Eu vreau să merg la sală, ai înțeles? Și l-am cunoscut, în fine. Deci tu ai vrut să mergi la sală? Da, am vrut să merg la sală. Nu, dar s-a nimerit și antrenorul pe internet. Exact. Ne-am îndrăgostit. Nu știu, la sală sau cum? La sală, da, zi de zi la sală. În care eu n-am fost în 24 de ani într-o sală, poți să-ți imaginezi? Nu, n-am fost. Chiar nu am fost. Bravo! Uite, aș știu cum să fac antrenamentele, să o cucerească pe Dayana. Da, să știi că... Deci, pe doar, ați văzut, trebuie să aveți antrenor. Da. Da, ca acolo, Cornelia, oamenii nu ne pun întrebări, nu mai sunt curioși de noi. Întreabă lumea de Mocanu și de Dayana. Mocanu și Dayana. Nu Dayana. Și Bia, poate. Bia. Nu. Dayana. Cu Mocanu e Dayana? Nu sunt cu Bogdan Mocanu. Nu. Vă rog, nu sunt cu... Aoleu. Nu, nici n-am vorbit, n-am nicio treabă. Vă rog, nu mai lăsați comentarii astea, că mă duc acum acasă și... Nu sunt curcată. Da, e... Încă sunt curios. Vreau să văd întrebări de la dumneavoastră, pentru că fetele sunt în... Bă, este dor de noi, asta să le vedeți în casă, Livian, din nou. Te întreabă Ramona Silaghi, pe tine, Andreea. Ia, ia Ramonica. Mai ții legătura cu Livian? Toată ziua. Nu. Cu Livian? Dar nu, cred că am ținut-o vreodată. Uite, și aceeași Ramona spune, Andreea, mi-ar plăcea să intri în emisiune, măcar o zi, să văd de reacția Alexandrei. Și mie mi-ar plăcea o zi să mă duc și să îi spun că am, adică să-i spun ce am de spus. Bine, fără ceartă. Aș spune frumos. O zi nu mă duc pe ceartă, aș spune ce am de spus. Ar fi foarte, foarte frumos. Ar fi interesant. Dar cum că au fost destule persoane s-au mai dus în casa Puterea Dragostei. Da, păi la cum am ieșit eu de acolo. Uite, la cum am ieșit eu de acolo. Mi s-ar părea normal. Toată lumea, uite, spune Andreea, te rog, dacă erai tu acolo, Alexandra n-ar mai fi fost cea mai tare. Wow, îți dai seama. Da. Doamna Moriță, vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele frumoase pe care ni le-ați trimis aici. Uite că sunt mesaje cu întrebări. Sunt mai mult... De apreciere. Sau? Da, de apreciere. Ia să vedem. De ea mai povestește Dayana puțin despre... Ia să vedem acolo că dacă... Tot eu, despre antrenorul meu de la sală, da. Nu? Ca să mă uit să văd... Păi și ce important că ești... Sunt foarte fericită, oricum am stat 7 luni zile în care n-am fost fericită și eu am crezut că eu nu mai întâlnesc fericirea. Cum adică 7 luni? Păi nu eram fericită, adică eram... Dezorientată. Exact, mă gândeam că nu o să mai fac nicio relație. Doamne, dar ești tânără, frumoasă, cum să nu-ți mai găsesc? S-a întâmplat. Doamne, ceea ce nici eu nu credeam. A fost bun cu tine. Chiar sunt foarte fericită, nu știu. E foarte bine. Acum dacă a terminat Puterea Dragostei. Da? Ce face fiecare dintre voi în parte? V-ați deschis o afacere, faceți ceva? Sunt multe întrebări ale oamenilor de acasă. Da, mă gândesc. Eu
mi-a băgat actele, adică o să depun actele pentru voluntariat. Trebuie să fac voluntariatul la spital. Da? 3 luni și după o să încep să muncesc ca și asistent medical. Da, tu ai făcut... Eu am terminat, da. Tu da, ai făcut da. Poziția la sanitară, da? Da, dar îți trebuie 3 luni. Îți mai trebuie 3 luni de voluntariat. De practică, pentru că, na, trebuie să înveți. Mai ales că este și perioada aceasta, acum e nevoie de cadre medicale, da, în România. Da, da. Și ți-ai depus actele să faci da, voluntariat, da, și da, să lucrezi la tine, da, în Cluj, acolo, nu? Sau da, în zală? Sau, cred că în zală. Ia uite, ba, vă vedeți, dacă sunteți curioși ce va face Andreea, va răspunde. Sau depinde dacă o să-mi găsesc un iubit în altă parte. Da? În altă de fapt, oraș? Să vină el după mine. Da, să vină, așa ți-a plăcut ție, și să vină și Marius după tine. La Cluj. Da, da, v-ați despărțit. Să nu fie nici ca el, nici ca și mine, la Cluj. La Cluj. Andreea, nu vrei să te cu mine la sală? Și un Andreea. Păi, no, mersi. Nu vrei. Trebuie să mă mut la București după și... Diana? Eu ce să mai zic? Ai de să-ți deschizi vreo afacere sau să faci ceva? Momentan nu. Păi, ce mai dacă are iubitul ei afacere? Păi, iubitul meu... Are o afacere cu sala, da? Păi, e sala, da, lui. Este păi antrenor, normal. Se face și ea. Se face și ea. Dar dacă îți vine vreun băiat frumos la sală, ce te faci? Aoleu, nu. E cam nasol să lucrezi în același păi loc. Păi și are foarte multe fete frumoase la sală. Și tu oricum ești geloasă. Nu poți să te muți la sală. E imposibil. Normal. Ia uite. Sunt puțin geloasă. Dar acum asta este. Trebuie să existe încredere în normal, ai știut ce ți-ai la casă? Eu am știut de prima dată, știam că este cu fete de fiecare dată, în fiecare zi la sală, dar important este că am încredere în el și nu... Dacă important ai stabilit și nu dorește... în ghilimele acum... Exact. Înseamnă că e o relație serioasă, ajung și la da, bine. Eu sunt studentă, da, urmează să-mi dau licența. La ce ești studentă? Științe economice, administrarea afacerilor, contabilitate la UPG la Ploiești. Este foarte bine. E meseria cea mai potrivită acum. Totul pornește de la bani, exact, și da, chiar toată lumea are nevoie de cineva. Este fix ceea ce am nevoie, să mă ajute acum facultatea asta, pentru că vreau să deschid o firmă în viitor și urmează să văd ce o să optez. Ce, adică în ce domeniu o să fie firmă. Foarte bine. Pe fete le-am întrebat. Diana este îndrăgostită. Andreea a spus că n-ar avea niciun bărbat potrivit în sezonul 3 în casa puterea dragostei pentru ea. Tu te-ai uitat la sezonul acesta, da? Printre picături, așa, da. Îți place de cineva? Ar fi un bărbat interesant acolo în casă? Sincer, de acolo toți băieții sunt ok în felul lor, doar că nu-i cunosc și nu... Așa, dar cum îi vezi de la televizor, pur și simplu? Că sunt frumoși toți, doar că nu este unul să mă surprindă sau să fie genul meu. Știi cum e Cornelia? Că aici ne putem da cu foarte mare ușurință cu părerea. Adică exact. Nu-mi place. Păi dacă nu-l cunoști și nu stai cu ei în casă, e normal că nu-ți place. N-are cum. Bine, că ce zici tu... Poate vezi pe unul mai special, da, în casă. E nu. Pe care o vezi în casă. Nu știu, e cineva ca și orice persoană publică pe care o vezi la televizor. Da, și am înțeles ce vrei să zici. Și ți se pare interesant. Așa și în cazul celor care sunt sau au fost în casă în sezonul 3, te întreb. Poate ți se pare cineva interesant. Sau te-a căutat cineva din sezonul ăsta? Nu. Pentru că am văzut eu că foarte mulți mai sună fostele concurente. Nu m-a căutat nimeni. Deci nu te-a căutat nimeni, dar sau cel puțin n-am văzut eu, n-am urmărit mesaje. Nu. Nu-ți place de Marinescu? Nu este un bărbat urât, dar nu este genul meu, nu știu. Nici nu-l cunosc ca să... Dar mai spun mai multe. Eu cred că Alexandru Moroșanu ar fi fost genul tău. Dacă nu știu cine e. Cine mă gândesc că el seamănă puțin cu Bogdan Mocanu la... Dar stai să ne înțelegem la că... La stil, da, da. Nu cred că are legătură, că acum dacă o fi să-mi iau un iubit, nu trebuie să semene cu cineva care... Cu care poate... ai fost. Dar n-am fost cu el, oricum n-am fost cu el, dar cineva care...
am zis că poate vreau să fiu sau care mi-a plăcut la momentul respectiv, deci nici de cum. Dar ești pretențioasă când îți alege un partener de viață? Da și nu. Depinde. Dacă are hazul lui și știe să mă facă să îl plac din ce în ce mai mult, atunci este ok, dar dacă este un băiat timid care nu știe cum să vorbească cu mine, nu știe cum să se poarte, atunci este mai greu și automat mi-este mai dificil și mie. Gata, am înțeles, îi plac bărbații spirituali, că dacă are hazul. Da. Salutăm pe doamna Simona din Italia. Sunt foarte multe persoane și din străinătate care se uită, nu? Care ne scriu. Salutăm pe toți. Îi salutăm pe toți cei care sunt aici alături de noi și care au urmărit sezonul 2 de Puterea Dragoste, pentru că fetele au fost în sezonul 2 în emisiune și zic chiar că sezonul 2 o să rămână, nu știu. Istorie. Nu știu. Sezonul 1 a început, a fost ok, dar... A fost forță și sezonul 1. A fost. Sincer, a fost, dar mai spre sfârșit. Pentru că lumea nu prea s-a uitat la început, știi? Dar spre sfârșit, da, mi-a plăcut, cel puțin mi-a plăcut. Dar sezonul 2, nu știu ce am fost eu, nu știu, mai diferit. Mai diferit. Și, ai schimbat finalul tău? Și lumea, Andreea, îmi spune. Și lumea spune. Dacă ai schimbat acum, finalul meu... Judecând lucrurile la rece. Sincer, de votat nu aș vota. Sau poate l-aș fi votat pe Gabi. Da. Sau, da, dar dintre, și pe Berna, atunci la momentul ăla pe Berna și pe Gabi, am zis, băi, nu-mi pare rău că n-am votat, sincer, că nu a fost nimeni apropiat mie, de care să-mi pară rău. Bine, în afară de Gabi. Că, ai rămas cu regretul dintre fete, că n-ai intrat totuși în finală? Băi, când am ieșit... Pentru că... Repet, când am ieșit, o persoană foarte importantă în sezonul 2. Când am ieșit din competiție, da, câtva timp, da, aveam așa o ciudă, că, dar nu ciudă că n-am câștigat banii. Nu, exclus așa ceva. De ce n-am fost inclusă în top 3? Vai, ții minte ce ai făcut atunci, mi-aduc aminte. Că dacă nu luam bani, nu era atât de important. Pur și simplu, să știu că am fost în topul cele mai votate fete, pentru că tot anul am fost. A fost un pic dubios, ciudat, nu știu cum să numesc. Adică, un om care a votat tot anul și atâtea premii, la sfârșit intră un cuplu care nu a fost votat deloc, nu a fost nici măcar în top 3. Lumea și-a pus semne de întrebare. Nu am o ciudă vis-a-vis de Berna și de Filip. Ba din contră, am felicitat, nu au ei nicio vină. Pur și simplu spun cum e situația. Bianca, i-am spus și atunci, era votată, a fost votată tot timpul și cred că și acum de-ar intra ar fi votată. Lumea a plăcut-o. Da, a plăcut-o foarte mult. Da, și nu pot să contest. A făcut acel clasament... La sfârșit, nu contest la începutul asta. Anului trecut. Da, știu că... În care, da. Și-au câștigat ea. A câștigat ea cu foarte multe voturi. Și tu ai fost acolo cu... Și Ela, nu? Tu și Ela. Mă gândesc că există acel regret că nu ai fost în finală. Să fi fost acolo, da, să te lupți de la egal la egal. Da, pentru că nu a fost corect față de mine. Am stat de la început până la sfârșit. Am tras greu acolo. Am dat tot... Și am fost și votată pe deasupra. Nu am cerut ceva ce nu îmi aparținea. Adică, da, am fost votată. Era normal să intru. Uite, dar oamenii de acasă au apreciat, a trecut, spun așa, fetelor, felicitări pentru curajul de a participa la acest show și de a vă expune, Tina, da, Iraba. Mulțumim. Doamna Tina, mulțumim. Aveți dreptate. Cei care vă jignesc stau ascunși și în spatele unor tastaturi. Vă doresc o viață frumoasă, e adevărat. Mulțumim, sunt foarte multe persoane care se uită, poate jignesc și n-avem cum să le vedem. Să știm și de ce jignesc, că totuși participarea la un show presupune într-adevăr și o implicare emoțională din partea celor de acasă. Dar curaj din partea voastră și este foarte greu. E adevărat, poți să susții o persoană, dar e foarte urât să o jignești pe alta. Fără
acolo. Eu nu sunt, nu merg pe partea asta de hate. Întotdeauna prefer să citesc doar mesajele pozitive. Mi se pare că a participa la orice alt show, că este vorba de puterea dragostei, că este vorba despre Survivor, e foarte dificil. Am fost la Istanbul, știu cât de greu este să filmezi două emisiuni într-o singură zi, să ajungi la ora 1, 2, 3 noaptea și apoi de dimineață să o iei de la capăt. Da. Dar din fața televizorului se vede total diferit. Dormeam 3-4 ore pe noapte, 3-4 ore, nu? Era când dormeam 3-4 ore, era când dormeam 7 ore, 8 ore, 5 ore. Ultimul timp dormeam doar câte 4-5 ore. Poți să clachezi psihic, uite cum a fost în cazul Biei. Îi spuneam la începutul emisiunii că am văzut-o atât de mult plângând în acea emisiune, încât este imposibil ca tot de acasă să nu fii impresionat. Am văzut-o și pe Diana plângând. Da. Pe Andreea mai puțin. Da. Era, asta nu înseamnă că ea n-a plâns. A fost mult mai puternică, dar și ea se enerva. Am plâns și eu. În ultima perioadă am mai plâns și eu. La început? Nu. De cele mai multe ori am plâns din cauza lui Marius. Marius, păi da. Marius era... Din cauza unei femei nu cred că am plâns vreodată. Trebuie să existe un motiv să plâng. Un bărbat întotdeauna în casă, în principal, este un motiv de plâns. Mă supăra, da. Te supăra? Mă supăra și cum eram drăgostită de el. Da. Și cum nici nu am plecat acasă nici unul 5-6 luni, nu mi-a văzut familia. Tu 7 luni, eu 6. Nu mi-a văzut familia, pe cei apropiați, prietenii. A fost foarte greu. Am prins și pandemia. Doar a prins totul acolo. Noi am dus greu. Greu la propriu. Adică să nu poți să-ți vezi familia... Da, mai sunt oameni așa. Noi avem redacția în mijlocul colegilor și mai puțină gălăgie, dar nu contează. Contează, nu? Spune ce. Ați dus greu, da, acolo în competiție timp de șapte luni. Dar a fost o experiență frumoasă. Ai mai repeta-o, Andreea? Aș mai repeta-o, da. 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 Și eu pe toată lumea. Pe toată lumea. Cine știe, poate te vedem în sezonul 4 acolo, în Casa Puterea Dragostei. Pe toată, la toată lumea le-am spus că merită să încerci, care m-au întrebat, știi? Da, merită. E foarte adevărat. Ascultați cuvintele Andrei. Da. Bia, tu te-ai mai întoarce în Casa Puterea Dragostei? Da. Da. Cu toate că s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo și că am plâns eu foarte mult, aș mai repeta o dată experiența, pentru că este o experiență unică și bănuiesc că în viața reală nu ai cum să te lovești de sentimentele, de emoțiile, de trăirile și de tot ce se întâmplă acolo. Câte momente și... Și bune și rele. Și la 50 de ani o să mă văd cum am fost la 20. Adică momente în care plângi, ești fericit. Și sunt filmate toate. Se schimba imediat, adică se schimba radical starea. În 10 minute erai fericit, în 10 minute... Trist? Trist. E adevărat. Tu, Diana, te-ai mai întoarce? Mai ales acum, vorbește acum. Având în cap și antrenorul de fitness. Nu m-aș întoarce. Acum, la momentul momentul ăsta nu, chiar nu m-aș întoarce. Aș mai repeta încă o dată experiența, dar cu colegii mei. Da, exact. Cu care am intrat. Să merg acum în atâta, vai, îți dai seama câtă răutate este acolo să vin. Și nu neapărat de răutate. Într-un alt sezon, am zis. Dar n-ar mai avea un alt sezon, poate la început, ce știu. Dar eu aș vrea să repet experiența cu colegii pe care am. Ar fi foarte interesant. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența de astăzi din emisiune. Mulțumim și noi, vă mulțumim foarte mult și oamenilor de acasă care au trimis și mesaje frumoase și mesaje mai puțin frumoase. Important este că v-ați uitat la noi, la aceste trei fete foarte frumoase, la Bia, la Andreea și la Diana. Le mai aștept aici alături de mine. Și nu numai la Puterea Dragostei, și la alte emisiuni ale noastre, pentru că au ce să spună. Vă mulțumesc mult, vă doresc mulțumim și noi. Vă mulțumim și noi. Vă pupăm frumos că de mâine ce și weekend. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vreau să rămâneți alături de noi la 17:30. Avem ediția noastră specială de ștafeta mixtă. Invitați Musti, Maria și vom vorbi despre războinici, dar important este că suntem alături de dumneavoastră aici întotdeauna
Și vreau să ne trimite și la 17.30 foarte multe mesaje. Voiam să vă spun că avem și pe YouTube un material foarte interesant peste puțin timp cu Daniel Pavel, iar în emisiunea noastră Ștafeta Mixtă vom avea și o surpriză din partea lui. Deocamdată să aveți o după-amiază frumoasă, ne revedem curând!